Stați calm, da? Fără grijă, toată lumea liniștită. SRI-ul veghează. N-aveți voi treabă, ci că pe lângă 238.000 de ofițeri care se ocupă cu ascultatul telefoanelor în țara asta, sunt doi, bă, da, dăia bun de tot, deci doi inși care se bat cu terorismul. Nu se apropie nimic, nu mișcă nimeni în front. Cum s-a radicalizat unul, cum pac i-a anihilat. Ce faci, cocoșel, te-ai radicalizat și hop, i-a aruncat peste graniță. Toate măsurile pe care le-am adoptat până acum și au fost destul de multe acte teroriste dejucate de către serviciu, foarte multe. Au fost de-a lungul timpului incidente de asemenea natură pe care am reușit să le dejucăm. Au fost foarte multe persoane pe care le-am declarat ca persoane indezirabile sau nu le-am mai permis intrarea în țară, tocmai pentru că s-au aflat în diferite stadii de radicalizare. Deci, băi, nu mai ziceți voi chestii nasoale despre servicii, pentru că SRI-știi au dejucat destul de multe acte teroriste. Parcă-i văd. Actele teroriste la control, vă rog. Pe bune, când auzi că au fost dejucate destul de multe acte de-astea, te cam temi. Bă, dar dacă nu se le mai iasă cu următorul, a? Sau ne ziceți așa doar ca să nu spunem noi că stați 10.000 de oameni și nu faceți nimic, a? Asta e, mă, pișicherilor? V-am prins? V-am dejucat tentativa de bătaie de joc? Cred că în afară de un atentat la Pudoare prin Fălticeni, n-ați prea dejucat nimic. Dar cea mai tare e asta. Am reușit să ajungem și exportator de securitate în NATO și Uniunea Europeană. Prin evaluările pe care le trimitem, prin analize, prin informații de calitate pe care reușim să le obținem. Suntem exportatori de securitate! Wow, ce șmecheri! Da, mă, avem stocuri, mai trimitem tiruri cu securitate peste hotare. Se vinde bine, foarte bine. 1000, 1000 jumate kilo de securitate. Depinde, dăm cu factură, dăm fără factură. Acum a pălit. De aici o fi, mă, creșterea economică a României? Din exporturile de securitate?